Va bene, hai se questo non c'è Zig. Sto già cambiando aria come Sofia. Super normale. Si giuro che mi frega sempre. Ai, non posso credere așa ceva. Uite-te cum sta. Hai, salut, băi, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Eu sunt Sebi Crișan și astăzi, fraților, o să ne jucăm cu o fucking tarantulă. Mă rog, scopul meu e să o iau o mână sau să o pun pe față măcar, dar nu cred că o să am tupeu, că deja, jur, numai când mă gândesc, mă iau o panică din aia de nu știu ce să fac. Da. Bă, să-mi bat pula. Când peste tot, frate, nu mai bate omul să filmeze un vlog. Dar înainte să înceapă acest videoclip, nu uitați să dai un pum, buton de like, un share, un subscribe și bineînțeles un follow pe Instagram la Sebi Crișan. Nu, vedeți aici. Pentru că e un risc viața aici, fraților, adică ce nu fac eu pentru vizualizări, de fapt. Deci ca să vă explic mai bine, fraților, astăzi o să mergem la un prieten de-al meu ca să-i vedem tarantula. Ce gay o sunat asta. Mă rog, deci Benny, prietenul ăsta meu, care și el e YouTuber, aveți link-ul de la canalul în descriere. Deci are ca animal de companie o fucking tarantulă și noi o să mergem să ne jucăm cu ea, care arată cam așa. Inițial nu am vrut să mai fac videoclipul ăsta pentru că na, l-am întrebat pe om ce mi se poate întâmpla dacă m-ar mușca tarantula și el a zis: ce zi minunată de iarnă în care poți fi mușcat de un fucking păianjen cu colț de un centimetru. E chiar tot ce-mi doream. Oricum afară sunt minus 12 grade, deci nu mai îmi simt mâinile, deci dacă mă mușcă probabil nu o să simt nimic. Și acum, fraților, haide să mergem la Benny. Bă, deci mă jur că sunt minus 12 grade afară, sunt degerat de frig, nu mai pot. Deci până să ajungem la Benny, m-am gândit să vă mai răspund la câteva întrebări care mi le-ați lăsat. Primim multe întrebări, de ce n-am mai postat timp de 2 sau 3 luni, cât or fost, ce-am făcut, de ce n-am postat, de ce n-am fost activ. Deci n-am mai postat pentru că pur și simplu n-am mai avut energie, n-am mai avut chef, eram foarte plictisit, eram foarte stresat în același timp pentru că am avut școala de șofer care m-a distrus psihic efectiv. Și na, m-am chinuit să iau permisul și na, n-am mai avut chef și decât să fac un video numai așa să fie făcut și să fiu indiferent sau să nu fie amuzant sau așa, mai bine nu l-am făcut. Dar acum am revenit în forță. Am făcut o pauză, fraților, și acum tot e ok. Am primit iar foarte multe mesaje legate de piesa mea de pe YouTube. Piesa nu mai este, nu am șters, am pus-o doar pe privat și am făcut chestia asta pentru că pur și simplu mi se părea mie personal foarte cringe, nu știu ce. Atunci când am făcut-o a fost ok, să zicem, dar după aia, nu știu, mi s-a părut foarte cringe și na, am zis să o pun pe privat și să nu mai vadă nimeni afară de mine dacă, na. Dar oricum vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat. Oricum vreau să le mulțumesc tuturor persoanelor care m-au ajutat să fac piesa aia și toată munca și tot efortul pe care l-am depus să o facem. Dar asta este, facem alta. 13 decembrie am fost la turneul vloggerilor Oradea și te-am văzut pe tine, nu-mi venea să cred, am vrut să fac o poză cu tine, dar nu s-a putut. Da, am fost în Oradea la turneul cu Pain, cu Shelly, adică cu, mă rog, cu Five Gang și toți vloggerii. Înainte de spectacol era chestia aia cu Came and Meet Us, acolo am mers toți vloggerii și am făcut poze cu voi, am dat autografe și na, puteai să vii atunci, da? Nu știu ce am venit, ai avut ocazia să faci poze cu toți vloggerii, ca să zic așa. Bun, fraților, haideți să mergem la Benny. Am ajuns și noi la Benny, fraților. Uitați-l acolo. Ce faci, Benny? Unde te aștepți? Mă aștepți? Da. Și tarantula ce face? Așteaptă să o cauți. Bă, jur că eu-s panicat de mor. Ai lăsat ascunsă? Da. Bă, nu mai intru în casă. Da? Nu mai intru. Am binele. Da. Nu știu la ce etaj stă. Cred că 4, 3, habar n-am, hai să vedem. Ce creepy se vede, jur. Și l-am găsit în sfârșit pe Benny. Ce faci, Benny? Ce faci, Benny? Bă, da, sunt prieteni, avem un salut special. Da, bă, da. Chiar ai ascuns-o? Da. Și... jur că mi-e frică, băi, jur. Bun, aici, aici, acolo stă ea. Bă, aici ar trebui să fie, dar... Băi, sunt panicat de mor, aici sau? Aici sau? Hai mă, caut-o. Bun, fraților, deci el este Benny, aveți canalul lui în descriere. Spune-le la oameni de ce ar trebui să se aboneze la tine. Că ai o tarantulă mare. Pentru că am o tarantulă. Fraților, deci Benny a ascuns tarantula pe aici pe undeva și m-a pus să o caut. Dar jur că sunt panicat rău, nu-mi vine să mă mișc din loc. Bă, dar dacă mă mușcă... Bă, atâta te bat aici.
Omule, nu te mulci pe pisie gros acum. Na bine, hai să plătăm, ce zic. Săgeaca mea n-are cum să fie. Super, nu are. Jur că mi-e frică, sunt... Bă, ești prost. Ai aruncat? Jur că mi-e frică, sunt... What the fuck? Bă, ești pe mine, bă? Ai aruncat-o pe mine? Da, ce-ai făcut? Poate ai omorât-o, bă. Unde-i? Serios, bă, vorbesc serios, mă, bă, tu știi ce-mi bate inima, ești prost la cap, bă. Să-mi bat pula ce m-am panicat. Hai, bă, frate, te-am și speriat de data asta. A, asta-i fake? Da, mă. Bă, ești... și... aia adevărată? Bă, tot o să o cauți. Bă, ești prost la cap? Bă, să-mi bat pula. Mamă, ce speriat tu notați ăsta. Bă... fraților, pentru chestia asta dați și voi acolo un like. Bă... dar bine, na, și trebuie să cald, nu? Da. Mi-e frică să mă luați în cameră și nu? Dar mâncare aici sau în baie? E aici. E în dulap, așa-i? Ha? E în dulap, așa-i? Vezi că-s patru locuri, adică unde ar putea să fie... Nu? Deschide încet să nu cumva să sară pe tine dacă e acolo. Bă, dar nu mai mă panica mai tare. Îți dau și ție panică. E aici? Acolo, e aici? O vezi acolo, frate. Uite-o, mă, bula. Uite acolo. Bă, cum arată, bă, ești nebun. Zici că e moartă. Zici. Bă, na, ia-o de acolo, că eu nu pot să... eu nu pun la... adică nu, nu știu. Bă, și n-a... mamă, bă, deci fii atent câtă îi... câtă îi... bă, ești prost, eu nu pun așa ceva pe mine, mă, ești nebun la cap. Că de mă mușc ca asta, mă... bă, ajung drept cu mor. Bă... și n-a, oare dacă o pui pe mine, n-a nimic îți trece la mână? Nu. Cum adică nu? Are ceva sau nu? Ce să ar dacă ești rece? Acum n-am. Puneți că nu mușcă chestiile rece. Că ești mort. Da, uite. Ia, bă, dar jur, bă, dacă, bă, dacă... mamă, mamă! Ia, deci nu cred așa. Ia, bă, dar eu m-aș panica, bă. O pui pe față. Bă, o pun, ce să zic, încerc. Bă, dar pare agitată și mi-e frică. Ți se pare, frate. Bă, dar ție chiar nu ți-e frică? Nu. Cum? Dumnezeu, nu. Bă, m-am obișnuit cu ea, mi-a fost frică la început, dar... cum îl cheamă? Taras. Taras. Deci, ea e tarantula Taras. Cât umărul lui Benny. Cât f***. Dar bun, mi-am căpătat energia, sunt pregătit să fiu mușcat, să fiu... eu o pun lângă mâna ta și o fac să treacă peste mâna ta. Dar nu așa am făcut și cu prietenii. Sau, na bine. Pare că vrea să muște. Pare? Mult. Stai, omule! Deci, bun, hai. Să nu tragi mâna așa dintr-o dată cum ai făcut mai înainte. Wow! Uoi! Bă, dar pișcă, mă, pulă! Zgârie cu gheruțele. Ai, nu pot să cred așa ceva! Uite-te cum sta! Bă! Stai așa. Ce m-am speriat, jur! Băi! Bă, dar pișcă, mă, bulă! Zgârie cu gheruțele. Ai, nu pot să cred așa ceva! Uite-te cum stai! Stai așa. Nu! Hai că mor să-mi bag picioarele. Mă rog, căldurile, ești prost? Hai, fata mea, urcă, fata mea. A zis să nu urce, mă. Nu urca. Urca. Hai. Bun, fratele, deci nu pot să cred că o să fac așa ceva, dar o să-mi pun tarantula asta pe față și o să încerc să... nu mă cac pe mine de frică. Bă, na, sunt pregătit.
psihic, brasso agent. Când... Da, știi ce? Pune-te pe pat, să nu cadă de pe tine, știi? Așa că dacă pică în pat, e mai ok. Și cum să stau? Așa să urce pe față. Poate mă mușcă de gât. Îți faci un tiki. Mamă, cât tău ești, nebun. Înțeapă un pic. Azi închide ochii. Hai mai sus. Mamă, ce se prinde. Să nu intre în păr, că după aia scoatem cu piaptă, nu? Vai, bă, deci, fraților, am făcut-o și pe asta, am o tarantulă pe față. Dați și voi un like pentru că este asta, că m-am căcat pe mine de frică, efectiv. Deci, uite-te cum arată. Deci, am o tarantulă pe cap. Mor. Mamă, că se bagă în păr. Mă duc să iau pieptenele. N-ai, iau, te rog. Au, 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 încațași sufletul tău. Nu vreau, mă, nu vreau să iau așa. Nu-mi place. Acum, am bucat-o. Hai că o ridic. Au, 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 au. Las-te. Mamă, ce s-a prins acolo, frate. Nu mai pot da jos. Așa, hai, lasă-mă, uite colțul. Deci dacă intrau colțul în mine, eram, ciao. Bun, fratele, deci cam atât a fost și cu vlogul ăsta. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share, ce vreți voi pe acolo. El a fost Benny cu tarantula, aveți canalul în descriere. Ne vedem în vlogul următor, bye, bye, bye.